La Buzău luni vine Dumbrăvița, echipă care a reușit să scoată iepurele din Joben în prima etapă atunci când a învins în deplasare la Târgu Jiu. Timișorenii au scos punct și la Chiașna împotriva uneia dintre candidatele la play-off. Cu toate acestea, Cristi Pustai pariază pe elevii săi în meciul de luni. Într-adevăr, a fost o înfrângere, am zis și după joc am început mai slab, după care ne-am revenit până la urmă în deplasare. Totuși, din două jocuri am marcat 5 goluri, asta înseamnă ceva. Problema e la jocurile de pe teren propriu. Să sperăm că la meciul cu Dumbrăvița, cu toate că iarăși întâlnim o echipă surpriză acestui început de campionat, pentru că la fel ca și Slatina, este o echipă neînvinsă în deplasare. Tehnicianul ardelean spune că eșecul cu CIC Sereda nu este o tragedie, Ciucanii numărându-se de altfel printre echipele cu pretenții în acest sezon. Cum Gloria se menține în plasa Plutonului Fruntaș, Pustai s-a arătat încă o dată optimist în ceea ce privește accederea în play-off. O echipă care se apără grupat, contraatacă periculos, va fi un meci destul de greu. Însă importante sunt punctele, suntem la 3 puncte de Plutonul Fruntaș, adică e începutul de campionat, să sperăm că luni vom fi bine și trecem și peste această înfrângere care cumva se anunța. CIC Sereda este totuși o echipă, ca și noi anul trecut a pierdut la Mustață calificarea în play-off și o echipă bună. Partida dintre Gloria și Dumbrăvița este programată luni de la 16:30.